Dumnezeu le binecuvintează le începutul, întărește-le voința și luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului Tău. Păzește-i de cursele rătăcirilor celor pierzătoare de suflet, înalță-i deasupra grijilor mărunte. Dăruiește-le râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii, înzestrează-i cu voința de a servi biserica, patria și neamul prin comoara sufletului lor, deprinde-i cu bucuria de a-ți rosti numele și de a-și pune nădejdea în ajutorul și binecuvântarea Ta. Binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu înalta binecuvântare a înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscop al Târgoviștei, deschidem astăzi cursurile pentru un nou an școlar la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Târgoviște. De-a lungul timpului, misiunea școlii noastre a fost și este aceea de a zidi caractere, de a dezvolta creativitatea elevului și de a inspira pe lângă știință și înțelepciune principiile fundamentale ale spiritualității și culturii noastre. Seminarul teologic reprezintă o mărturie a bunei colaborări dintre biserică și stat, căci este o școală teologică, dar care oferă un nivel similar de pregătire educațională ca oricare altă școală, accentuând mai ales dimensiunea spirituală a educației. Buna colaborare dintre biserică și școală sunt ilustrate în cel mai bun mod de către instituția noastră, care, sub purtarea de grijă permanentă a înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Nifon, cu îndrumarea și coordonarea directă a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, prin bunăvoința și sprijinul autorităților locale și județene, și cu efortul tuturor ostenitorilor școlii, oferă o bună mărturie despre calitatea actului educațional, spiritual și cultural. Începutul noului an școlar aduce odată cu el entuziasmul reîntâlnirii cu colegii și profesorii, emoția parcurgerii unei noi etape de viață, dar și marile așteptări educaționale ale elevilor noștri, care vor găsi răspunsul potrivit din partea corpului profesoral al școlii noastre. Doresc să asigur pe părinții care sunt astăzi aici și au însoțit cu dragoste și emoție pe copiilor la această festivitate, că noi toți vom face toate eforturile ca să zidim în sufletele elevilor știința, înțelepciunea, bunătatea și frumosul. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost părtași la bucuria inaugurării noului an școlar la Seminarul Teologic, asigurându-vă de prețuirea și de respectul nostru. Fie ca bunul Dumnezeu, izvorul înțelepciunii și al binelui, să ne dăruiască un an școlar plin de rodnice realizări. Dragi părinți, iubiți copii, permiteți-mi să prezint mesajul înalt preasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei, cu ocazia deschiderii noului an școlar 2017-2018. Dragi elevi și profesori, iubiți părinți, cu multă bucurie în suflete, plin de speranță și încredere în bunul Dumnezeu, izvorul înțelepciunii, al cunoașterii și al științei, deschidem astăzi noul an școlar ce se constituie într-un nou timp,
dedicat formării spirituale și culturale în mediul educațional al fiilor și fiicelor noastre. Educația reprezintă o prioritate a societății noastre pentru că, prin intermediul acestei importante activități, transmitem principalele valori ale spiritualității, culturii și științei lumii noastre, tinerei generații, pregătindu-o pentru a-și asuma responsabilități în societatea noastră și pentru a face față provocărilor și nevoilor vieții cotidiene. Biserica strămoșească s-a manifestat dintotdeauna ca promotoare și sprijinitoare a culturii, a educației și a științei, conform vocației sale evanghelice și ținând seama că Dumnezeu este izvorul oricărei cunoașteri, științe și înțelepciuni. Astfel, toate operele importante ale culturii și artei civilizației euroatlantice poartă o amprentă creștină majoră, principiile Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos fiind la baza lumii civilizate de astăzi. Ortodoxia românească a patronat înființarea primelor școli, tipărirea primelor cărți, ca și înființarea primelor spitale sau biserici sau biblioteci publice. Seminarul teologic reprezintă o școală importantă pentru biserica noastră strămoșească, deoarece ea pregătește viitorii misionari ai Ortodoxiei noastre, precum și adevărați formatori de opinie pentru comunitatea noastră locală. Mărturie stau în numeroasele premii la olimpiadele și concursurile naționale de-a lungul timpului și numeroși preoți și profesori de religie absolvenți a acestei instituții educaționale. Educația este o necesitate a lumii noastre pe care cu toții trebuie să o sprijinim, pentru a fundamenta premizele unui viitor mai bun și mai frumos pentru noi și pentru urmașii noștri. Prin urmare, îndemn pe toți cei angajați în actul educațional, preoți, profesori, părinți și elevi, să se implice cu maximă responsabilitate în această nobilă activitate, cu gândul că se manifestă într-un mod patriotic și demn față de trecutul, prezentul și viitorul țării noastre. Dorindu-vă multă sănătate, pace, bucurie și rodnice realizări, tuturor vă împărtășesc arhierești binecuvântări. Semnează Nifon, arhiepiscop și mitropolit al Târgoviștei. Preacucernici părinți, domnilor senatori, doamnelor deputat, reprezentanți ai autorităților publice locale, dragi elevi, stimați profesori, pentru mine este o bucurie să fiu astăzi în Târgoviște, în general, și în seminarul teologic în special. Probabil puțin dintre cei de față știu că în urmă cu 27 de ani și eu eram pentru clasa 9, pentru prima oară, pe băncile seminarului teologic de la Buzău. Îmi face o deosebită plăcere să vă văd și mă bucur că văd în sală părinți, profesori, văd elevi care sunt preocupați de propria lor educație. Din păcate, anul școlar începe ca fiecare an în ultimii 27 de ani, uitându-ne mai mult la trecut decât făcând o proiecție pentru viitor. Nu pot să spun că lucrul acesta mă bucură și că ne bucură. De ce? Pentru că, dacă îmi permiteți o comparație, poate nepotrivită pentru început de an școlar, de 20 și ceva, 30 ceva de ani, toți s-au priceput la fotbal. Pricepându-se toți la fotbal, fotbalul a ajuns unde-l vedeți astăzi. Ne batem cu Armenia. De vreo 15 ani, toți se pricep la educație. Și mi-e teamă că dacă toți pricepuții la educație continuă să creadă că pot genera politici educaționale, în curând educația va fi un deziderat la care vom tânji. Eu și noi nu asta ne dorim. Cred că după 27 de ani în care, citându-l pe președintele nostru, am făcut un puzzle, a venit vremea să construim.
A venit vremea să ne uităm la sistemul educațional așa cum ar trebui să ne uităm. Adică educație, națiune, generații viitoare. Dacă educația nu este decât un câmp în care dăm declarații la diverse evenimente, nu câștigăm nimic. Și cei care astăzi încep școala vor spune peste 20 de ani copiilor lor că speră ca măcar ei să aibă un viitor mai bun. Eu și noi nu cred că asta trebuie să ne dorim. Trebuie să ne dorim ca fiecare în parte, autorități locale, autorități centrale, profesori, mai ales profesori, părinți, elevi, trebuie să ne uităm doar la ce dăm plus valoare copiilor noștri. Dimineața am mai făcut un lucru, pentru că mi-am dus copilul cel mare la grădiniță. Și în timp ce plecam din București, venind spre Târgoviște, mă întrebam un lucru simplu. De ce trebuie să fim atât de birocrați? De ce trebuie ca tot ceea ce înseamnă educație să o formalizăm într-un asemenea hal? Vă rog să-mi scuzați excesul de sinceritate, dar nici în momentul de față nu știu de ce. Auzeam câțiva părinți când treceam pe lângă ei povestind că este ciudat ca la clasa întâia noi să facem repartiție pe baza unor circumscripții desenate cu pixul. Da, dragii mei, este absurd ca în secolul 21 noi ca politică educațională să punem compasul și să măsurăm 3 metri în dreapta sau 5 metri în stânga. Este absurd. Este absurd ca într-un secol în care toți dezvoltă politici educaționale, noi să încurajăm pe părinți să-și dobândească domicilii fictive mai aproape de școală, să-i învețe pe copii că de mici, că este și o altă cale decât cea dreaptă și să ne facem că nu vedem toate astea. Este absurd și nedrept pentru noi toți. Și uitându-ne în oglindă, sper ca măcar de astăzi încolo să spunem, nu mai facem această chestiune. Și eu o spun ca secretar de stat. Dacă anul viitor, 1 septembrie, ne va prinde cu viitoarea metodologie de admitere la clasa 1-a, în același mod, n-am ce să mai caut în Ministerul Educației. Înseamnă că nu suntem decât niște funcționari care încercăm să rezolvăm probleme curente. Nu ăsta este rolul nostru. Sarcina noastră este să gândim politici prin care fiecare elev să-i fie mai bine, fiecare elev să-și găsească drumul în viață, să avem o societate care prosperă, o economie care funcționează, oameni fericiți. Ne uităm toți spre mirajul vestului. Și ne uităm. Tânjim spre mirajul vestului. Nu întotdeauna știind ce înseamnă sistemul educațional de acolo. Dar sună bine. Nu vreau să dau nume de state, ca să nu le omit pe altele. Dar ne place să spunem, învățământul de acolo este genial, învățământul din partea... Nu! Fiecare stat și-a construit un model propriu. Avem noi oare puterea, ca națiune, să ne construim un sistem propriu? Eu cred că da. Dacă n-aș crede că da, n-aș mai fi aici. Și am venit astăzi în cetatea Târgoviștei pentru că, pornind de la un reper istoric, trebuie să începem să construim. Toți! Fiecare în parte, pe bucățica lui. Toți trebuie să construim, să reconstruim sistemul educațional, dând la o parte tot balastul, cu toate supărările din lume, pentru oricine. Ideea națiunii nu poate exista fără învățământ. Dacă spune și fără biserică, ceea ce cred, evident că unii vor spune că fac un discurs misionar, dar este un adevăr. Dacă nu întărim instituțiile fundamentale, degeaba spunem că lucrăm în acest sistem. Vă invit pe toți, ca să nu vorbesc foarte mult, dar vă invit pe toți la acest efort de a moderniza școala românească, de a trece peste neajunsurile mai mici sau mai mari și să ne uităm spre fericirea copiilor noștri, să le redăm bucuria de a veni la școală, să le redăm bucuria de a citi, de a se pregăti, de a-și căuta drumul în viață. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Să încerc, domnule secretar de stat, să-mi spun și eu o părere acum, dacă tot ați deschis o discuție care este importantă și care trebuie să ne preocupe în egală măsură pe toți. În primul rând, istoric. Eu cred că avem un fundament solid. Sunt 153 de ani, am făcut un pic de introspecție istorică, de când Alexandru Bolintineanu propunea lui Alexandru Ioan Cuza o lege asupra instrucțiunii a Principatelor Unite din România. Și iată ce prevedea acea lege la acum 153 de ani. Legea prevedea dispoziții privind instrucția primară, secundară, superioară și particulară, între principiile de bază, obligativitatea și gratuitatea educației. Legea sancționa cu amendă pe părinții ai căror copii nu erau înscriși sau nu frecventau școala. Educația era gratuită pentru toți copiii, indiferent de categoria socială din care făceau parte și pentru ambele sexe. Deci, iată că principiile de acum 153 de ani sunt perfect valabile și astăzi. Ca urmare, eu cred că avem un fundament solid. Sigur, la legea lui Cuza s-au adăugat alte reglementări și lucruri care ulterior au dezvoltat învățământul românesc. În al doilea rând, ce ar trebui să facem cu școala? Eu cred, domnule secretar de stat, că, și nu o spun pentru că suntem la seminarul teologic, școala trebuie să aibă la bază fundamente creștine. Creștinătatea, da, este cea care a generat dezvoltarea de 2000 și ceva de ani. Fundamentele acestea sunt fundamente pe care trebuie să le regăsim în educația fiecărui copil. Pentru că dacă avem fundamentul solid, avem și posibilitatea să dezvoltăm armonios personalitatea umană. În al doilea rând, pentru că suntem la 100 de ani de la crearea statului național unitar român, cred că fundamentele naționale trebuie să le aducem în educația copiilor. Am fost astăzi în școli. În câteva locuri nu s-a început cum era firesc, cu imnul național al României. Și eu cred că lucrul ăsta trebuie să-l îndreptăm peste tot. Și poate că ar trebui ca la toate evenimentele importante, dacă nu zic zi de zi, cum era cândva, dar la toate evenimentele importante, în școală să se audă imnul național. Să știm cine suntem, de unde venim, care ne este locul într-o lume care pare scăpată de sub control. Și să ne afirmăm ca națiune la 100 de ani de la crearea statului național unitar român. În al treilea rând, un lucru care, din păcate, nu-l reușim, domnule secretar de stat, e să legăm școala de ceea ce cere piața. Eu am spus domnului profesor Năstase, ministru atunci al Educației Naționale, că nu vom putea să rezolvăm problema legăturii cu piața doar vorbind și lăsând inspectoratele să decide să analizeze sau școlile. Eu cred că trebuie să luăm măsuri administrative foarte serioase și să stabilim, poate chiar cum era înainte de 90, un număr de clase pentru informatică, un număr de clase vocaționale, un număr de clase pentru filologie și un număr important de clase de licee tehnologice, școli profesionale, învățământ dual, cum îi spunem noi astăzi. Ideea de fond este că școala românească are prea puțină legătură, stimați prieteni, cu ceea ce cere piața forței de muncă. Am făcut referiri în foarte multe întâlniri pe care le-am avut în județ cu cadrele didactice și, din păcate, răspunsul este foarte timid. Construim o fabrică al Arti cu 3-4 mii de locuri de muncă, cu ce mai aduc și alții care sunt furnizori pentru Arti. Are școala dâmbovițeană un răspuns? Eu cred că nu. Vrem să dezvoltăm industria de apărare, ca să mă refer la un alt domeniu. Și numărul de locuri de muncă, de exemplu, s-a crescut chiar de 4 ori. Școala din Dâmbovița și de oriunde, nu e o excepție, Dâmbovița nu are un răspuns la asta. Încercăm să dezvoltăm turismul, zona de munte. Avem nevoie de meserii specifice, activității turistice. Are școala din România un răspuns? Nu-l are.
Și încercăm, de exemplu, să dezvoltăm și să dezvoltă industria auto și de automotive în zona de sud a județului. Are școala un răspuns? Nu. Nu mai vorbim de agricultură, de alte lucruri. De aceea eu cred că reforma trebuie pornită cu foarte mult curaj, dusă pe direcțiile acestea care sunt utile și pentru părinți și pentru copii. Eu cred că nu avem nevoie de copii care să aibă diplome. Eu cred că avem nevoie de copii care să aibă competențe, să aibă deprindere, să aibă un loc de muncă, să aibă capacitatea de a merge să se descurce oriunde în Europa asta mare, în care ne-am câștigat dreptul la liberă circulație. Din păcate, noi românii, dacă ne uităm la libertățile fundamentale ale Uniunii Europene, am câștigat un singur lucru. Dreptul de a ne duce să muncim. Că, în general, pe libertatea de circulație a bunurilor, serviciilor, prea multe șanse nu avem, pentru că nu avem atât de sus nivelul de dezvoltare economică. Cred că trebuie să facem lucruri importante pentru baza materială și cred că avem câteva vești care sunt bune. Am făcut o analiză cu doamna Gilia de dimineață în județul Dâmbovița pe ordonanța 28/2013. Avem 61 de școli pentru reabilitare și dotare, 49 de creșe și grădinițe. Sunt primari care au pregătit proiecte de modernizare a școlilor, grădinițelor, creșelor pe Programul Național de Dezvoltare Rurală. Urmează să vedem evaluările. Sunt primari, cum este domnul Cristian Stan, care a pregătit proiecte pentru toate liceele din oraș, pe Programul Operațional Regional 2014-2020. Sunt primari care au pregătit proiecte pe bugete proprii. Există programe precum POCU care ne permit să pregătim cadre didactice și alt personal de care avem nevoie. Dar toate acestea, mă întorc, nu au o finalitate. Putem avea clădiri frumoase, putem avea microbus școlar, dacă nu știm bine să răspundem nevoilor pe care le are astăzi piața forței de muncă. Închei cu un mesaj de final în care vreau să vă spun că educația de calitate înseamnă implicarea trei factori. Copilul, care cu strădanie, da, trebuie să se aplece, să învețe și convins fiind, trebuie să-i creăm convingerea, să-i sădim convingerea că va fi util mai târziu. În al doilea rând, școala, profesorii, care trebuie să pună umărul la modul foarte serios și direct în educația copilului și, în al treilea rând, părinții, familia. Din păcate, familiile, și o spun asta din experiența noastră a tuturor și din experiență proprie. De foarte multe ori, luați cu tot felul de lucruri, uităm de copii și de educația lor. Sau crede că e suficient că merg la școală. Implicarea celor trei, copii, părinți, cadre didactice, reprezintă cheia succesului, reprezintă soluția de dezvoltare multilaterală și răspunde unui lucru pe care l-a spus cineva mai înțelept decât mine, că omul nu poate deveni om decât prin educație. Vă urez succes în noul an școlar și sper ca reflecțiile mele să vă dea multe de bine. Început o dezbatere publică, aș putea spune, ascultând cele două discursuri, între puterea executivă, puterea deliberativă și noi, societatea civilă, așa cum se spune modern astăzi, adică guvern, parlament și noi toți. Cred că sunt puși în dificultate următorii vorbitori, să vedem ce vor să ne transmită. Oricum, ceea ce este foarte important și îi mulțumim domnului senator și îi mulțumesc și domnului secretar de stat, amândoi au afirmat, sunt doi politicieni care au afirmat cu toată forța faptul că la baza educației tinerilor noștri trebuie să fie, să stea principiile evanghelice și pentru asta le mulțumim și să-i aplaudăm, vă rog frumos. Sunt onorată să particip astăzi la deschiderea unui nou an școlar, la seminarul teologic din Târgoviște și să transmit cu această ocazie mesajul și urările instituției pe care o reprezint, instituția prefectului Dâmbovița.
Începutul unui nou an școlar reprezintă un moment de însemnătate excepțională, nu numai pentru elevi, ci și pentru părinții și dascălilor, precum și pentru întreaga societate. Anul școlar, marcat de începutul toamnei, anotimpul bogăției și al împlinirilor, are și semnificația bogăției spirituale, ce urmează a fi acumulată prin activitatea de învățare, ce are ca finalitate împlinirea și devenirea omului ca membru responsabil al societății în fața lui Dumnezeu. În iconografia bisericii noastre există o scenă plină de însemnătate, scara virtuților, ce redă ideea atingerii desăvârșirii duhovnicești și care prefigurează că orice urcuș, nu numai în planul duhovnicesc, ci și în cel al împlinirilor și aspirațiilor prin învățătură, nu este ușor, ci reprezintă un efort permanent și continuu, pe parcursul căruia poți scădea de la primele trepte sau chiar și atunci când ești aproape de final, dacă îți lipsește puterea stăruinței și tăria în atingerea scopului final. Veți dobândi, dragi elevi, anumite cunoștințe, priceperi și deprinderi într-un an școlar, dar ele trebuie consolidate, dezvoltate în anii viitori, încât urcușul pe această scară să fie sigur, fără poticniri, fără căderi. Aveți ajutor și sprijin pentru acest urcuș în părinții voștri, care vă ocrotesc și vă învață multe lucruri pe lângă ceea ce vă oferă cartea și școala. Luați tot ce este mai bun de la părinții voștri, așa cum și ei vă oferă toată grija și căldura sufletească. Aveți ajutor de asemenea în dascălii voștri, pe care să-i ascultați ca pe proprii părinți, să-i aveți ca modele de urmat, căci munca lor stă în temelia formării voastre și ea vine nu numai din obligație profesională și din știința lor, ci din ceea ce a definit dintotdeauna ținuta unui dascăl, dragostea de pedagog. Ascultați-i cu atenție, atașați-vă de sufletele lor, așa încât școala, împreună cu voi, elevii, să constituie o altă familie, o comunitate de înțelegere și armonie, în legătură de suflet și de sfințenie, pentru a fi folositori bisericii și țării. Ca elevii ai seminarului teologic, misiunea voastră va fi cu atât mai frumoasă și mai nobilă, pentru că veți sădi, peste câțiva ani, sfintele învățături în inimile fiecărui creștin. Închei prin a vă ura un an școlar îmbelșugat și binecuvântat de Dumnezeu, elevilor minți luminate, părinților voștri bucuria de a vă vedea crescând, frumoși și împliniți, dascălilor satisfacția muncii desfășurată cu dragoste și rezultate bune. Vă mulțumesc, Doamne ajută! Pentru mine este o bucurie și o emoție deosebită să mă aflu astăzi la dumneavoastră la deschiderea anului școlar. Este un nou început cu multe speranțe, atât pentru elevi, cât și pentru dascăli și părinți. Sunt multe zile frumoase de-a lungul unui an școlar, dar cea de astăzi este pentru mulți dintre noi poate cea mai frumoasă. Frumoasă și nobilă este și meseria de dascăl, care nu este însă ușoară. Ea implică responsabilitate, multe ore de studiu, perseverență și multă răbdare. Este o meserie însă care își pune amprenta asupra personalității și asupra pregătirii oamenilor în devenire. Din experiența personală, am identificat de-a lungul anilor o constantă, și anume faptul că, în ciuda dificultăților de tot felul, în ciuda momentelor de cotitură, procesul educațional s-a bucurat mereu de priceperea, dăruirea, talentul și energia actorilor săi. Împreună, profesori, învățători, elevi și părinți, ați depășit permanent bariere și ați reușit să fiți meritoși pe drumul anevoios, dar plin de satisfacții către excelență. În calitatea mea de vicepreședinte a Consiliului Județean, am înțeles că rolul și obiectivele unei educații sănătoase sunt esențiale pentru dezvoltarea unui popor capabil să-și conducă destinele, să-și apere valorile și identitatea, dar și să se integreze cu succes în marea familie a popoarelor de pe această planetă. Iată de ce demersurile pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale
reprezintă una dintre principalele preocupări ale administrației publice județene. Suntem conștienți de faptul că investiția în educație este premisa unui viitor performant. Școala românească este recunoscută ca fiind pepinieră de tineri de mare valoare, de talente autentice, de oameni pe care se poate baza viitorul României. Ne mândrim cu dumneavoastră, dascăli, cei care vă demonstrați valoarea cu fiecare generație pe care o pregătiți. Nu trebuie să uităm faptul că în sala de clasă se clădește performanța. Totodată, am convingerea că este foarte important să existe o legătură strânsă între autorități, cadre didactice, părinți, pentru ca împreună să putem lua cele mai bune decizii pentru copiii noștri. Vreau să le mulțumesc, în mod special, preacucernicilor părinți, pentru rolul bisericii în educația autentică, prin care elevii sunt învățați ce sunt toleranța și respectul față de seminii lor, valori fără de care conceptul de societate democratică ar fi un nonsens. În toată istoria poporului nostru, biserica a avut un rol semnificativ în educație, contribuind la propășirea culturală a națiunii române. Să nu uităm că școala românească a luat ființă în sânul bisericii și a continuat să existe și să se dezvolte în strânsă legătură cu biserica. Este necesar, dragi elevi, să înțelegeți că trebuie să învățați nu atât pentru școală, cât mai ales pentru viață, iar alături de profesorii dumneavoastră puteți apela cu încredere ori de câte ori simțiți nevoia și aveți nevoie de sfaturile și sprijinul moral al Bisericii Creștine. Dincolo de instituția în numele căreia vă transmit astăzi acest mesaj, mesajul meu este și cel al unui cadru didactic, dar mai ales al unui părinte. Al unui părinte care își dorește pentru copilul său un loc deosebit pentru dezvoltarea sa și în care să aibă cele mai bune rezultate. Permiteți-mi ca în final să vă urez tuturor, elevi, profesori, părinți, multă sănătate, putere de muncă și un an minunat de succes. Doamne ajută! Mulțumim foarte mult, doamna vicepreședinte, încă vicepreședinte, pentru că doamna Claudia Gilia va merge în Parlamentul României și pentru aceasta îi urăm mult succes în activitatea pe care o va desfășura la București și, bineînțeles, și în județul Dâmbovița. În primul rând, este o onoare pentru mine să fiu prezent astăzi aici. Deschiderea anului școlar este, de fiecare dată, un moment foarte emoționant. Prima zi de școală o ținem cu toții minte toată viața. Școala, pentru că tot am vorbit de școală, reprezintă o instituție fundamentală din cel puțin două considerente esențiale. Unu, este locul în care dobândim cunoștințele profesionale și cunoștințele specifice pentru a ne asigura un viitor, din punct de vedere al carierei profesionale. Iar în al doilea rând este locul unde învățăm să fim oameni. Unde învățăm să cunoaștem, învățăm să ne autocunoaștem, învățăm ce este adevărul, învățăm ce este cinstea, învățăm ce este responsabilitatea, adică învățăm ce sunt aceste atribute fundamentale fără de care nu te poți numi un membru de bază al societății de mâine. Vreau să transmit felicitări corpului didactic de la această unitate de învățământ, pentru că nu cred că există misiune mai importantă decât aceea de a învăța tinerii, decât aceea de a fi până la urmă arhitect al viitorului. Pentru că profesorii astea sunt arhitecți ai viitorului societății noastre.
Suntem la unitate de învățământ de prestigiu. Avem sau am avut onoarea de a premia într-o gală a excelenței în educație rezultate excepționale obținute de seminarul teologic și mă refer la locul întâi la Olimpiada de muzică, loc obținut de corul Macarie Romonahul al seminarului teologic Sfântul Ioan Gură de Aur. Am văzut că au fost câțiva reprezentanți ai acestui cor care ne-au încântat la începutul acestei festivități. Totodată, pentru că tot începuse așa o dezbatere legată de educație, legată de învățământ, vreau și eu să mă alătur acestui concurs de idei și o să spun că trebuie să avem curaj să facem reformă în educație. Este foarte important și mă refer la toată lumea. Mă refer la Ministerul Educației, mă refer la autoritățile administrației publice școlare. În municipiul Târgoviște se întâmplă un următorul fenomen. Avem o polarizare a elevilor către anumite unități de învățământ. Eu nu zic că o unitate de învățământ nu trebuie să aibă foarte mulți elevi, dar rețeaua educațională din municipiul Târgoviște ne pune în situația de a avea unități de învățământ întregi care nu mai pot primi finanțare din cauza că finanțarea se face în funcție de numărul de elevi. Și atunci suntem în situația în care, și o să dau exemplu, școala numărul 9 sau școala Grigore Alexandrescu, școala care a fost desființată, nu mai are personalitate juridică. Voi da exemplu liceului de construcții numărul 5 Nicolae Mihăiescu din municipiul Târgoviște, care de asemenea nu mai există, pentru că nu a mai avut adresabilitate. Și din acest punct de vedere, eu cred că trebuie să facem ceva, trebuie să facem, să revitalizăm cumva aceste unități de învățământ, dacă nu vom ajunge în situația în care să avem în municipiul Târgoviște câteva școli și câteva colegi. Sigur că lucrurile acestea trebuie făcute cu foarte multă atenție. Între administrația locală și inspectoratul școlar există o colaborare bună. Din acest punct de vedere, cred că lucrurile stau bine. Dar trebuie măcar să ne gândim la acest subiect. Dar nu vreau să vă plictisesc, și așa au fost multe discursuri, destul de laborioase. Vreau să vă urez succes în noul an școlar, să ne vedem sănătoși. Mulțumim foarte mult domnului primar și ultimul, dar nu cel din urmă, este domnul profesor Ion Sorin, inspector general școlar. Să încerc să fiu foarte scurt și voi sări chiar peste partea introductivă. Luați cu copii de la cei care au vorbit înainte. Oricum aș fi încurcat în multitudinea de personalități prezente și, de fapt, cu asta aș fi vrut să încep, dragi elevi, stimați profesori. Cred că sunteți conștienți de importanța pe care o acordăm acestei unități de învățământ cu totul și cu totul speciale și nu numai prin faptul că este unică, dar este specială pentru noi. Acesta este și motivul pentru care au ținut să fie prezenți reprezentanții tuturor autorităților locale și centrale. Eu vreau doar să vă mulțumesc, așa cum spunea și domnul primar, și vreau să accentuez acest lucru. Ați câștigat anul trecut un premiu național, care unora le-ar putea părea mai puțin lipsit de importanță, pentru că e premiul la Olimpiada Corală pe care am și găzduit-o. Vreau să vă spun că este sinonim cu a avea, să zicem, premiul întâi la matematică la Carabela sau la limba română la Inăchiță Văcărescu. Nu s-a întâmplat, dar să sperăm că se întâmplă și la ei încă, în viitorul apropiat. Din ceea ce a spus domnul secretar de stat, sunt perfect de acord cu majoritatea lucrurilor, dar unul cred că este esențial. Debirocratizarea sistemului de învățământ, iar asta privește în primul rând cadre didactice, sperând să se producă în viitorul apropiat, să
Încercăm să muncim mai mult și să scriem mai puțin despre ceea ce muncim sau ce am vrea să muncim. Este esențial pentru noi ca timp, majoritatea timpului petrecut acasă sau la școală să-l facem făcând. Altfel, îmi doresc ca și în anul acesta școlar să fim mândri de rezultatele seminarului teologic. Și când avem examen de bacalaureat și când avem olimpiade și concursuri naționale, faceți-ne mândri pentru că așteptările sunt mari de la dumneavoastră. Un an bun să aveți! Mulțumim foarte mult, domnul inspector general școlar.